În perioada 11-15 martie, ITM Timiș, sub coordonarea Inspecției Muncii București, a desfășurat campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și prevederile legale privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă de către angajatorii care desfășoară activitatea în centre comerciale, în domeniul comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor. Obiectivele campaniei au fost identificarea și verificarea agenților economici care activează în centre comerciale, eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare, precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Timiș au efectuat 71 de controle, în urma cărora au fost aplicate 152 de sancțiuni contravenționale, dintre care 7 amenzi în valoare de 69.500 de lei, 24 de avertismente scrise, 121 de avertismente verbale. Au fost depistate 3 persoane care desfășurau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.